A pus pietre în sicriul în care trebuia să-și îngroape mama pentru bani. Au fost scene șocante astăzi în capitală pentru membrii unei familii care au descoperit că mortul pe care îl plângeau era de fapt o grămadă de bolțari. Chiar fiica celei care murise a făcut o asemenea ispravă. Asta după ce în urmă cu 3 ani a declarat o moartă pe cea care i-a dat viață, deși femeia mai trăia. Bătrâna a murit în urmă cu o săptămână la spital, însă fiica n-a putut să ridice cadavrul pentru că moarta era deja moartă de mult timp. O scenă desprinsă din filmele de groază. Nu mai zic decât că mă prăbușesc și mă duc în mormânt. Eu nu mai pot, nu mai știu cum am putut să fac așa ceva. Un sicriu plin de bucăți de BCA era cât pe ce să fie îngropat, cu preoți, lacrimi și slujbă, iar familia ar fi crezut că ruda moartă pleacă în pământ la odihna veșnică. 1, 2, 3 BCA-uri! Da, uite, aici e prostirea, aici este geanta, aici este, aici e îmbrăcămintea marioară, ia, și geanta! Am 62 de ani, dar eu așa ceva n-am auzit. Fără să știe, dar cu o bănuială în suflet, doamna Maria a plâns 2 zile la căpătâiul unor pietre. Sora ei, moartă, se afla de fapt la morga Spitalului Floreasca din capitală. Fiica celei decedate a pus totul la cale, nu ca o farsă, ci pentru bani. Mai exact, cu 3 ani în urmă și-a declarat mama moartă și a luat ajutorul de înmormântare. Cu aproape 3 ani în urmă, medicul de la acest cabinet medical a eliberat un certificat de deces pe ochi frumoși. Nu a constatat decesul, iar persoana care era moartă pe hârtie a trăit până săptămâna trecută. Iar când femeia a murit cu adevărat, a apărut problema. Fiica femeii nu a mai putut să ia trupul neînsuflețit de la morgă, pentru că în acte mama ei era moartă de 3 ani. Cum nu putea să se întoarcă acasă cu sicriul gol, fata s-a gândit să-l umple cu bolțari. A pus totul la cale fără ca nimeni să-și dea seama. Ba, a chemat și preotul să oficieze în mormântarea. Acesta a refuzat pentru că nu exista certificat de deces și așa au apărut întrebările. E ceva în el, este. Ceva el, nu știu. Nu știu ce a făcut. Nu, dar nu moartă, adică sora. Dar sora nu e. Dacă nu a dat telefon la morga și mortul e acolo. Luată la întrebări, fiica a dat bir cu fugiții. Cine a sigilat? Cine a dat cu sigur acasă? Ia cine? Fiica. Acum nu mai e fiica. Când a plecat? N-are un telefon să o contactăm? Nu răspunde. Le-a răspuns însă polițiștilor cărora le-a și mărturisit întreaga ispravă. Femeia care și-a schimbat mama pe un morman de pietre avea experiență. A mai făcut afaceri cu viețile oamenilor. A mai făcut greșeli foarte mari. A mai făcut acum 2 ani cu 2 femei, tot așa le-a dat decedate. Iar totul s-ar fi făcut cu buna știință a medicului care are cabinet în zonă, care n-a avut nicio reacție atunci când și-a văzut morții, certificați chiar de el, mergând pe stradă. Doamna, doamna, dumneavoastră vrăiți? Ce da, doamna doctoră? Dar de ce mă întrebați? Zice, păi... Noi v-am dat moartă. Și atunci doctorița nu s-a sesizat, nu a anunțat? N-a făcut nimic nimeni. Fiica vinovată le-a promis polițiștilor că se va preda. Până acum nu a făcut-o.